Ai frunze verde, lin pe lin, ai du-du-du-du-du-du-du. Ai ceva! Străin și tu străin, ai du-du-du-du-du-du-du. Păi amândoi ne potrijim, ai du-du-du-du-du-du-du. Salutăm respectuos toți telespectatorii fidele emisiunii În culisele neamului. În ediția de astăzi ne-am propus să facem o incursiune în istoria unei orchestre care s-a bucurat de glorie în toți anii săi de activitate. Vă invităm să ne fiți aproape pentru că v-am pregătit dezvăluiri exclusive despre trecutul orchestrei Busuioc Moldovenesc. Așa cum vă spuneam, Orchestra Busuioc Moldovenesc s-a plasat la loc de cinste și a avut un cuvânt de spus în cultura noastră tradițională. Marele succes cu care a fost încununată s-a datorat în primul rând lui Mihai Mihalachioae, acel muzician de clasă care a stat la pupitrul ei și care a avut întotdeauna curajul să spună lucrurilor pe nume. Astăzi îl vom cunoaște mai îndeaproape. Busuioace, floare rară, la icoană încă mară, te-a pus Maica în pritvoră să rămâi floare de dor, măi, măi. Când ne-am locotit muierea, am fost prost eu la vedere, am fost prost eu la vedere și-am luat-o cu avere. Și codru se primește, numai omul bătrânește, înapoi nu tinerește, frumusețea locurește, ce-o pierdut nu mai găsește. Hai, hai, magița de pe razlojit, hai, rai, 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 țin-o gură că nu poși, rai, 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 dar și eu de pe grajduță, hai, rai, 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 că mă știu că am drăguță, rai, 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 rai. La munte cu tulpani, cu râuri multe, cu tulpani, cu râuri multe, e tararai. Am ca mea și în cuiut, sprijitoare în părtut, și-mi ceșoare orice cuți, tararai. E un foarte bun cunoscător de folclor. Cunoaște melosul din partea zonei și a tuturor zonelor care nu, el nu-și permite, dacă vine un interpret cu careva, eu știu, cântece care uneori adie și altă zonă deodată respicată, asta nu merge, asta merge, asta nu, e corect. Plin de viață, mie îmi plac așa, optimiști, pentru că de a avea putere de muncă, de a da dispoziții orchestre, asta e foarte important. Deoarece orchestra așteaptă de la dirijor tot cele, și muzică, și dispoziție. Acolo unde se află dumnealui este o ordine extraordinară în toate privințele. Este o personalitate care s-a format în Bucovina, satul Molnița, acolo unde tradițiile s-au perpetuat în timp și și-au pus amprenta puternic pe destinul celui care avea să devină mai târziu dirijorul, orchestratorul și compozitorul Mihai Mihalachioae. Dacă o luăm de la capăt, deci vin din Bucovina, de lângă Cernăuț, din unul din satele cu tradiții, sigur că mi-aduc aminte și acum că erau nunțele, costume naționale, tineretul, vorniceii, veneau picai. Ceea ce ține de mine personal, sigur că am fost educat într-un mediu folcloric cu niște tradiții specifice, care m-a format mai departe ca, zicem, ca muzician. Într-adevăr, când a apărut orchestra Busuioc Moldovenesc prima dată, a fost o inovație, pentru că în ceea ce ține repertoriul orchestrei, am selectat un pic repertoriu mai aproape de suflul nostru moldovenesc. Noi am avut îndrăzneala, să zic îndrăzneala, pentru că și în ziua de astăzi mulți muzicieni înțeleg unii lucruri care trebuie
să țină mai mult la folclorul nostru. Eu am în vedere folclorul de zonă și ține de Basarabia, de parte de nord, de Moldova, de parte de sud. A studiat la conservator orchestrația, însă este de părerea că școala nu te ajută foarte mult dacă nu aplici teoria în practică. În domeniul folclorului, să zicem, sunt și aici niște legi care trebuie să le respecti, să cunoști un pic zona, muzica noastră, armonia, tradițiile. Un folclorist ar trebui să știe și ce ține de ce e legat de costume. Eu cred că tot e important. Cu aranjamentele am început, deci, într-adevăr, cred că la anul 4, fiind la conservator, după aceea, nu știu cum am început, mi-a plăcut sau nu mai mi-aduc aminte, dar știu că facem orchestrații. După aceea am fost invitat la, am fost concertmeister la ansamblu de dansuri Tinerețe, la Centru Tineretului, Iuri Gagarin. Conducător artistic era Petru Frecăuțanu. Un mare muzician, deci el a fost primul nostru maestru și pedagog, de la care am învățat foarte mult. Am activat și în orchestră, după care am fost invitat ca dirijor în această orchestră. După care a urmat frumoasa poveste a orchestrei Busuioc Moldovenesc. Am fost invitat la orchestra Busuioc Moldovenesc de domnul Severovan. Era pe cale de fondare. Erau câțiva muzicieni, orchestra nu era, deci nu avea denumire, nu avea costume, nu avea program, nimic. De ce Mihai Mihalachioae? Cred că există în natură ceva, o forță puternică care reglează cu acțiunile noastre, să le spunem așa. Așa s-a întâmplat. Ne-am găsit unul pe altul, hai să spunem așa. Eu mă bucur că ne-am întâlnit, el fiind talentat, iar eu, flămând de muzica populară și având interesul ăsta, fiindcă toți începe de la interes, de la dorință. Și atât a coincis talentul lui Mihai, a Mihalachioae, și dorința mea de a face ceva. Și atât împreună noi am format această orchestră de muzică populară, Busuioc Moldovenesc, care a venit în scenă așa ca un iceberg. Am lucrat noi undeva vreo jumătate de an, adică eu, datoria mea, erau rechizitele, încăperea, instrumente, susținere psihologică și Mihai Mihalachioae cu colectivul care l-a adunat. Băieți tineri, talentați la conservatoriu, pe atunci Institut de Artă. Pe timpuri, când a apărut pentru prima dată, la mijlocul anilor 80, sau, da, 80 și ceva, a venit ca un val nou. Să știți, chiar ca o furtună, aș zice mai precis, ca o furtună, muzică populară. Bine, au mai fost furtuni și mai înainte, cu organizarea ansamblului Fluieraș, mai apoi, în anii 60, cu formarea vestitei orchestre Mugurel, apoi a urmat orchestra Folclor. La sfârșitul anilor 70 s-a produs iarăși o furtună mare cu formarea orchestrei Lăutarii, cu maestru Nicolae Butcos. Și atât că parcă se mai cerea ceva. A venit această orchestră organizată de către acordeonistul pe atunci, începător, Mihai Mihalachioae. Iată, pentru prima dată când noi discutăm la această temă, noi n-am făcut publicitate. În calitatea mea, așa cum sunt eu numit nănaș al acestui orchestre, niciodată n-am făcut publicitate, fiindcă eu n-am făcut-o pentru publicitate. Lucrul ăsta l-am făcut, el a venit de la suflet. Și deținând diferite funcții, pe atunci viceministru la Ministerul Gospodăriei Comunale în 88, mai apoi primarul Chișinăului, mai apoi ministru la Gospodăria Comunală și ministru a Construcțiilor, în această perioadă orchestra de muzică populară Busuioc Moldovenesc se afla în lista întreprinderilor și organizații subordonate acestor instituții publici. Era scris între AP Canal, Termocom, Direcția Troleibuze și Orchestra de Muzică Populară Busuioc Moldovenesc. Toată lumea întreba ce cu Gospodăria Comunală și Orchestra de Muzică Populară Busuioc Moldovenesc, deoarece toate orchestrele funcționau pe lângă Ministerul Culturii, Filarmonic.
Asta era, a fost o excepție. O orchestră necesită unele cheltuieli financiare, chiar spirituale sau dragoste. El a fost persoana care a fost sufletul nostru. Într-adevăr, când am început, mi-a părut o glumă, după aceea, de fapt, a fost o glumă foarte serioasă, în sensul că, n-a fost o glumă, dar de fapt a fost o intenție serioasă a domnului Siberovan de a face orchestră. Și i-a reușit, pentru că am avut spectacole la Palatul Național, deja activam ca orchestră mare, am avut spectacole multe. Era o perioadă, deci am prezentat programul la 20 septembrie 89 la Filarmonica Națională. Fiecare invitat primea câte o sticlă de busuioc. Era o atmosferă extraordinară. Toată lumea a venit. Bot Gros, Dumnezeu să-l ierte, Nicolae Sulac, Julia și așa mai departe. Toți cred că știau câte ceva. Și au venit, sala a fost plin. Mirosul ăsta de busuioc și băieții cât și muzica aceasta adusă prin părțile bucovinii. Am avut un repertoriu deosebit, sigur că cântam cu o plăcere toți tinerii. Tinerii erau îndrăgostiți chiar de repertoriul nostru, de tot ceea ce făceam noi, de, chiar de succesul pe care l-am avut în toate localitățile Republicii. Am avut, sigur, turnee psihotare în Italia, în Spania, în Africa am fost. Am avut noroc de acei muzicieni sau colegi, de fapt eram toți colegi, care gândeau ca și mine într-un fel, pentru că țineau la repertoriul care îl cântam noi. Cred că asta este foarte important. Ne-am înțeles și foarte bine, deci, ca spiritual, ca erau niște băieți educați, cu o cultură aleasă. Așa îmi pare mie atunci, de exemplu, că noi eram deosebiți. Mai mult eu am avut noroc de ei, pentru că eu am învățat mult de la ei. Eu, la momentul acela, nu aveam experiență de, ca zicem, ca un dirijor, pentru că nu am avut nici experiența cei care sunt profesionistă întru totul ca un dirijor. Asta e una. Nici n-am avut experiența de colaborare cu artiști. Eu eram la aceeași vârstă cu colegii mei și mi-era foarte greu. Peste ani de zile am avut, sigur, momente neplăcute și ține de probleme, de orchestră, de colectiv. Dar am învățat. Eu am înțeles și eu că nu știu toate. Unii membri dintre ei au înțeles și ei că nu cunosc toate. Și în felul acesta am avut o colaborare. Am învățat unul de la altul totdeauna. Și asta ne-a ajutat. Soliștii Orchestrei Busuioc Moldovenesc erau aleși pe sprânceană. Fiecare din ei avea personalitate, dețineau un repertoriu caracteristic zonei din care venea și costume autentice. De altfel, trebuiau să corespundă exigențelor dirijorului Mihai Mihalachioae. Când a adunat Orchestra Busuioc Moldovenesc, eu eram în grupul Ștefan Bode, de la Căpriana, și mi-a făcut propunere să vin la Busuioc Moldovenesc împreună cu Zinaida Bolboceanu, Constantin Rotaru, Nicolae Glib, deci eram patru soliști. Și de aici s-a început colaborarea noastră. Vreau cu mult drag să-mi amintesc de aceste zile frumoase, de aceste clipi petrecute cu Orchestra Busuioc Moldovenesc. M-am simțit foarte bine în această orchestră. Am avut foarte mult spectacole. Spre bucuria noastră, atât din Flăcărați eram, era bucurie, fiindcă eram solicitați, erau toți tineri, toți sageri, doriți de muzică, de un stil mai aparte, care al Larin Mihai. Nu știu cum, noi într-adevăr eram în culmea succesului în perioada aceea. Eram solicitați în toate spectacolele și am avut foarte multe plecări peste hotare. Ceea ce mă doare pe mine că, vedeți, nu știu cum se întâmplă. Mass media de peste hotare foarte mult vorbește de
ai noștri care uimesc. Ceea ce aici la noi în țară, așa, mai puțin. Când am cunoscut prima oară pe Mihaia Michalachea, a fost în cadrul unei petreceri. Era pentru prima oară când eu cântam la o petrecere cu profesioniști și aveam niște emoții nebune. La care Mihaia Michalachea, fiind și un psiholog, din prima zi, din primul moment m-a încurajat. Eu aveam impresia că uit versuri, că nu știu ce să cânt. El se apropia, zice, mai știi o piesă? Da, asta o știi? Da, asta o știi? Da, da, foarte bine, foarte frumos. Și în felul ăsta am început o colaborare. Care a fost formula succesului Orchestrei Busuioc Moldovenesc și prin ce au reușit ei să iasă în evidență? Mihai Michalachioaie și-a îndreptat atenția și tot talentul spre promovarea cânticului autentic, cânticul de Bucovina, cânticul moldovenesc, prin toate aspectele, și melosul tradițional, și stilistica, și maniera de interpretare, și formula armonică, o concepție foarte importantă pentru o melodie integră. Nu era mare orchestră, dar suna foarte bine și compact. Asta era rezultatul muncii numai. Fiindcă se întâmplă că 8 viorici, dar aici erau 4 și erau cam aceeași putere. Buni, tineri, cum spun la nășcoliți, bine. Adică putea să ceară Mihai de la orchestră ceea ce scria. Și în ziua de azi, deci, în primările care le facem, un pic se deosebesc de celelalte orchestre, pentru că maniera de a pune o lucrare pe pupitru contează foarte mult. A fost întotdeauna foarte exigent cu toți membrii orchestrei. Era atent nu doar la repertoriu, ci și la costumul cu care ieșeau în scenă. Trebuia să fie totul la patru ace și, cel mai important, să respecte zona pe care o reprezentau. Eu cred că, în primul rând, dacă un solist și studiază la Catedra de Folclor, nu cunoaște care un cântec din Chișinău și care unul din Suceava sau unul din Timișoara sau de la Cluj, nu știu dacă are un rost. La început de spectacol, deci vinea cu programul, ne spunea ce am să cânt eu, Zinaida. Zinaida era mai îndrăzneață, mai exigentă și ea și spunea, Mihai, eu am să cânt și o doină. Mihai spunea, Zinaida, ce doină nu are loc, așa dumneavoastră a conceput programul. Nu, eu am să cânt doină, fă ce știi, dar eu doină am să cânt. Era foarte bine, era fără pauză în scenă, fără nimic, toți la patruace, toți la pantofi, la pantalon, nu știu. Ceea ce spectatorul, evident, pune în valoare. Începând de la haină, de la port, de la portare pe scenă, chiar și același zâmbet, toate sunt importante. Nu numai muzica, interpretarea, dar și purtarea și costumul. Eu prefer, de exemplu, să cânt și orchestra, să cânt și soliștii, pentru că avem foarte buni specialiști, foarte buni muzicieni care pot să prezinte o lucrare instrumentală foarte interesantă. Am făcut un turneu, un mare turneu la Cernăuț, în regiunea Cernăuț, cu această formație și cu, am în vedere cu colectivul de soliști, cu doamna Sofia Vicoveanca. Cu părere de rău, n-am reușit să colindăm în toate satele, pentru că fizic era imposibil. Primari din sate veneau la noi la hotel la Cernăuț și ne rugau să venim să cântăm concerte la ei în sat. S-au auzit niște geamuri stricate, nu încăpeau. Iar Sofia Vicoveanca așa facea o machiază. Asta îmi place, că nu încap spectator. Și pentru că membrii orchestrei își aduc aminte cu atâta drag de acel turneu în Bucovina, la care era invitată și faimoasa interpretă Sofia Vicoveanca, am încercat să o contactăm telefonic și am rugat-o să ne vorbească despre acele vremuri mirifice. Amintirile sunt încă prezente, ce s-a întâmplat în 88, în toamna anului 88. Mihai este o ființă specială, este deosebit, foarte generos, tolerant, este un om depus la rană. Atunci turneul pe
făcut în Bucovina, chiar locurile unde am văzut o lumină zilei. Așa, amintiri plăcute, pentru că aveam și câte 3 spectacole pe zi și ne încurajam, se încăra foarte obositor. 3 concerte și nu se făcea rabat, nu se scurta niciunul din spectacol, totul curgea normal. Eu mă uitam la băieți și ziceam, trebuie să mă țin în formă. Ei, deci ne spuneau, când ne întâlneau, spuneau, dacă doamna rezistă, păi și noi să nu rezistăm. Ați mai cântat după aceea în acompaniamentul Orchestrei Busuioc Moldovenesc? După aia nu mai știu dacă am fost mai împreună. Cred că au fost ultimele mele popasuri de acolo cu ei, dar a fost suficient ca să-mi dau seama că piesele le-au luat și de pe discuri, că era pe vremuri, nu erau CD-uri, era da. Discuri. Și cu ce am mai cântat eu cu Lăutare înainte. Exact așa cum l-am înregistrat eu cu ai mei aici la Suceava. Cum e să lucrezi cu Mihaia Mihalachioae? Tot timpul cu zâmbetul pe buze și eu cred că omul ăsta nu se enervează niciodată. Nu l-am văzut nervos. Nu știu cum ar arăta atunci când mai avem și noi apucături așa câteodată. Pe el nu l-am văzut niciodată. Acum, pentru că eu sunt pe capăt de timp, dar vei să-i fac o orare lui Mihai. Mihai, te îmbrățișez și te rog să transmiți și băieților din orchestră urările cuvenite de sănătate, de bucurie, de iubire. Pe tine te îmbrățișez și să rămâi așa cum te știu eu. Chiar dacă orchestra oficial nu mai există, instrumentiștii se adună în studio când este nevoie de a imprima un CD. Și la acest capitol, Mihai Mihalachioae este foarte exigent. Sigur că eu mă simt responsabil față de, pentru că eu sunt dirijor. Când îți aduci un repertoriu, sigur trebuie să vezi câte piese sunt bune, în primul rând. Poți face 17 piese, dar poate să fie 13 proaste. Și numai 4 bune. Deci, de exemplu, trebuie să faci o selecție oarecare. După aceea, să vezi, să cuprinzi toate genurile de, prin care s-ar manifesta un solist. Discul tu nu-l faci numai să iei să duci să cânti la nuntă sau un concert pe piață. Încerc acum să mai scot un album și, evident, toate aranjamentele și sunt sub dirijarea și a lui Mihai Mihalachioae. Noi nu imprimăm așa orice. Facem o analiză, sigur că discutăm cu solistul ce merge mai bine, ce piese are mai bune, ce ar mai trebui să aibă, ce ar mai trebui să caute, să zicem. Care sunt mai buni, care sunt mai slabi. Pentru că așa e lucrul ăsta, e megalos. Și eu socot că este un lucru foarte important. Dintre sutele de zecile de cântece care le-am propus pentru aranjamente, zic, da bine, vezi tu, le alegi care poate fi bun, care mai puțin bun. Le-a ales câteva și eu îmi spuneam, măi, dar și cel e bun, parcă, și cel e frumos, și cel îmi place, și asta, ia, și nu, este o să fie cele mai bune. Și corect, e așa. E foarte exigent la orice melismatică, la orice poate stea câte jumătate de oră, să o facă perfect, să o facă sincron. A venit cu ideea și a fost atât de repede executat acest lucru, încât eu nici nu mi-am... nici nu am realizat. Dumnealui a zis așa, eu am 2 săptămâni concediu, acum vara, pe urmă plec în turneu, vin, nu mai am timp. Ai ceva? Eu peste noapte mi-am făcut lista pieselor care le aveam, am avut o întâlnire cu maestru, a zis asta merge, asta nu merge. Am așteptat 2 zile probabil până când a făcut dumnealui aranjamentele toate. În 3 zile a făcut repetiții cu orchestra. Vă imaginați acolo cât vâva a fost că muzicienii erau selectați și adunați din multe orchestre la care maestru Mihalachioae era foarte exigent și chiar devenea nervos în unele momente când nu se executa melodia cum în stilul în care a scris dumnealui. Dirijorul Mihai Mihalachioae, pe lângă abilitățile sale muzicale de excepție, a știut să cultive disciplină în orchestra sa. De multe ori boșem cu Zinaida Bolboceanu. Sigur, nu înțelegem noi multe lucruri, de ce așa ne strunește. Mai apoi, sigur, ne-am dat seama că își dorea perfecțiune. În fața mea nu plâns nimeni. Acum eu prima dată aud că să se ducă cineva plângând. N-am auzit așa ceva.
Poate o spus cineva la figurat, pentru că eu am fost într-adevăr exigent în alegerile repertoriu. Eu s-o cot că dirijorul trebuie să aibă o poziție oricare, să respecte poate și stilul orchestrei, dacă orchestra are un stil, sigur că, și ar fi bine să fie așa. Dacă solistul este tânăr și sau nu are o viziune, poate trebuie cineva să-l ajute. Asta o face dirijorul de obicei, dacă dirijorul știe ce are de făcut. Fiecare interpret, deja dacă este cumva apreciat, lansat, el se închipuie că dânsul nimeni nu-i. În schimb, orice conducător, orice dirijor are viziunea lui și vrea să fie, să îl modeleze pe stilul lui sau pe așa cum vede dirijorul. Și de aceea se blochează mulți soliști, mulți interpreți. Mihai, nu vreau să spun că este dur, dar știe concret ce vrea și cere. Și dacă nu îndeplinești, poți să-ți plăci. Cu regret, însă, după doar 8 ani de existență, Orchestra Busuioc Moldovenesc, cea care în acea perioadă era pe val, și-a încheiat activitatea artistică. Sigur, după ce s-a destrămat această orchestră, am rămas văduviți, noi interpreții, așa nu știu cum. Am devenit independenți cu voie și fără de voie. Și îmi pare rău acum că nu am memorizat, nu am, fotografiat imagini, că ne părea la momentul acela, nu știu cum, că ar să fie veșnic. Păcat că am puțin aținut această orchestră, dar nu-i nici deodată târziu să mai apară. Fiindcă forțe sunt, muzicanți sunt foarte buni la Chișinău. Mihai este un dirijor de excepție, un dirijor care știe ce vrea de la orchestră, asta e foarte important. În 96 am mai făcut odată facultate la conservator pentru a doua oară. Am studiat la dirijat simfonic. După aceea am lucrat la Orchestra Simfonică, la Filarmonica Națională, un an de zile, după care am făcut stagiere la Barcelona. Și deci s-a început cariera mea de dirijor la Orchestra Simfonică. A fost o cerință a sufletului, să zicem așa. Eu sunt o persoană care mi-a plăcut să fac și una și alta. Mi-a stâmpărat cam. Nu am avut o problemă cu Orchestra Busuioc Moldovenesc, dar ea a fost imposibil pentru ca să activez cu orchestra în continuu. Fiind la Filarmonica Națională, aici trebuia să studiez foarte mult și sigur că timpurile cele de acum erau și problematice din punct de vedere material, pentru că noi cu Orchestra Busuioc Moldovenesc eram la autofinanțare. Nu am avut subsidii de la stat să ne finanțeze, să avem un salariu fix. Am avut multe oferte, chiar membrii orchestrei sunt toți acum în Chișinău. Noi acum ne adunăm așa, facem un disc, facem înregistrări, dar s-a discutat de multe ori pentru ca să readucem orchestra, să activeze, adică, dar toată problema e în finanță, deci pentru ca să aduni oamenii trebuie să ai un mijloc de existență financiar. Și dacă dirijorul orchestrei ne-a mărturisit că muzicienii sunt gata oricând să reia activitatea de altă dată, am reușit să scoatem o promisiune de la nașul acestora. Pentru orchestra de muzică popular Busuioc Moldovenesc este o pur și simplu pauză, deoarece băieți sunt sănătoși, slavă Domnului. Și dacă mâine găsim posibilitatea, dar eu cred că ar trebui iarăși să revenim pentru a găsi aceste posibilități, iarăși să revină din nou băieții, să ne bucure cu aceste cântece. Și toată lumea crede, eu cred că multă lume așteaptă să revină această orchestră. M-ați provocat pentru a ne gândi într-adevăr ce facem mâine pentru ca orchestra să revină. Artiștii ar trebui să lucreze, să activeze, să fac ce ei pot face, atât să nu se uite în urmă ce au făcut, cât mai au de făcut, să înceapă. În momentul când se începe analiza o astfel de analiză, ceva se întâmplă, înseamnă că el s-a stopat.
Atât am avut a vă spune astăzi, dragii noștri, despre Mihai Mihalachioae și Orchestra Busuioc Moldovenesc, pe care sperăm să o revedem în sălile de spectacole. Nu ezitați să ne scrieți comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa electronică culiseleneamului@arondnoroc.tv. Iar noi, neapărat, vom ține cont de ele. Cu dumneavoastră a fost Tatiana Slivca și vă dau întâlnire peste o săptămână, tot aici, la Noroc TV. Ai frunze verde, lin pe lin, ai du-du-du-du-du-du-du. Hai șeba! Tu străin și tu străin, ai du-du-du-du-du-du-du. Păi amândoi nepotrijit.